Autoritățile egiptene au anunțat ieri introducerea unor noi măsuri de securitate în principalele stațiuni turistice din țară la o săptămână după ce suspecți islamiști au înjunghiat 3 turiști occidentali într-un hotel din Hurghada. Măsurile includ instalarea de camere de supraveghere cu circuit închis suplimentare în stațiunile turistice de pe litoralul Mării Roșii. Măsurile includ instalarea de camere de supraveghere cu circuit închis suplimentare în stațiunile turistice de pe litoralul Mării Roșii, precizează Ministerul Turismului într-un comunicat. Guvernul va achiziționa de asemenea echipamente noi de scanare și detecție, urmând să crească efectivele de securitate.